Tot mai multe cazuri de suicid în România. Alina, o tânără de doar 16 ani, și-a pus capăt zilelor în toaleta dezafectată a unei stații CFR. Adolescenta Alina din Vaslui, care s-a sinucis la numai 16 ani, a fost condusă pe ultimul drum. Alina a fost găsită spânzurată, iar cazul a îndurerat întregul oraș, mai ales că adolescenta era crescută doar de bunica sa paternă, iar femeia a suferit un șoc puternic. Copila a clacat din mai multe motive și nimeni nu i-a fost alături ca să o sprijine moral. Alina era elevă în clasa a 10-a la Liceul Tehnologic Petru Rareș din Bârlad. Sute de oameni au condus pe ultimul drum. Fata a fost găsită spânzurată vineri, 13 mai, în toaleta dezafectată a haltei CFR Banca. Se presupune că și-a pus capăt zilelor din cauza unei povești sentimentale neîmpărtășite. Adolescenta a lăsat un bilet de adio bunicii sale, în care spune ce o măcina, lucruri care au băgat-o într-o profundă depresie. Alina a fost abandonată de mamă la vârsta de un an și tatăl ei lucrează în străinătate. Fata a lăsat un bilet de adio sfâșietor, în care își anunța bunica că pleacă din lume cu fruntea sus. Adolescenta iubea un bărbat din sat, iar din câte a spus, familiile lor nu erau de acord cu povestea de dragoste. Părinții au stat cât mai la distanță de copila crescută cu dragoste doar de bunică, dar nu a fost suficient pentru a-i oferi căldura de mamă. Pe pagina ei de socializare, Alina a oferit indicii privind depresia sa. Cu puțin fard și un zâmbet dulce, vei ascunde clar că inima îți plânge. Plâng grav. Strigătul sufletului nu se aude niciodată, simțindu-se tristă. Uneori, cel mai frumos zâmbet ascunde cele mai grele dureri. Fericirea este ceea ce mimăm unii dintre noi în fiecare zi. Uneori aș vrea să mor, oricum nu îi voi lipsi nimănui. Sunt doar câteva mesaje în care Alina semnala că are probleme. Tragedia a impresionat suflarea din Comuna Banca, în frunte cu preotul din parohia Gara Banca, toți sărind în ajutorul bunicii pentru a-și putea înmormânta nepoata, scrie Vremea Nouă.ro.